Vineri, ministrul familiei Gabriela Firea și-a prezentat demisia din funcție după o discuție cu premierul Marcel Ciolacu pe fondul scandalului a zilele groazei. Premierul a acceptat demisia, iar documentul a fost depus la Secretariatul General al Guvernului. Gabriela Firea a fost invitată vineri la prânz pentru o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu la Palatul Victoria. Discuția dintre cei doi a durat mai puțin de o oră, iar la final, liderul partidului și guvernului a reușit să o convingă pe Gabriela Firea să-și prezinte demisia. Demisia vine după anunțul de joi privind plecarea din funcție a ministrului Muncii, Marius Budăi. Existau speculații că o mișcare similară ar urma și pentru Gabriela Firea. Cu toate acestea, premierul a amânat discuția dificilă până vineri, deoarece vineri era ziua de naștere a acesteia. În urma demisiei Gabrielei Firea, Partidul Social Democrat va decide luni, într-o ședință a Consiliului Național, cine îi va înlocui pe Marius Budăi și Gabriela Firea în guvern. Scandalul a zilele groazei a pus o presiune semnificativă pe cei doi miniștri și a atras atenția opiniei publice asupra situației din instituțiile de ocrotire a persoanelor vulnerabile.